Și ultima ce am vrut să zic despre mecanisme, despre mecanisme care se oferă prin acest proiect de lege CCA-ului. În opinia noastră este o modalitate prin care dumneavoastră permite CCA-ului imixiune directă în politica redacțională a unui post de televiziune. Și CCA-ul deja va avea atribuții mai largi și cheamă un director de la post de televiziune și îi spun: iată, asta să scoți, asta să rămâie și până la urmă asta se numește în lume civilizată, în lume democratică, cenzură. Dar cenzură duce la totalitarism, deoarece atunci când impui prin lege un post de televiziune cum, sau toate posturile de televiziune ce produse trebuie să prezinte și ce nu au și ce trebuie să scoată.